A murit. Astăzi, singurătatea și alienarea omului a ajuns la un paroxism istoric. Astăzi, omul nu-și mai este sie suficient și strigă secundei că este mult prea lungă pentru a-i satisface nevoile. Nu, nu, nu vrea să mai recunoască nimic. Pentru nu, nu totul este arhicunoscut. Astăzi, timpul s-a oprit definitiv, iar omul, după ce afla despre moartea lui Dumnezeu, află despre moartea timpului. Lui nu, nu, nu-i pare rău pentru aceste vești. Nu, nu, nu există, ci ființează în absența timpului. Nu, nu, a găsit această ușă transparentă și a pășit dincolo de ea. Nu, nu, nu este dator cu nimic umanității, iar umanitatea este absolvită de orice datorie față de nu, nu. În absența timpului, lui Nunu este imposibil să se nască sau să moară. Nunu nu-și poate accepta existența și ca urmare nu-i rămâne decât cauza inexistenței ca formă de ființare. Nunu nu-și propune să fie o doctrină sau să-și teoretizeze stările non-ființării. Nunu nu este ceva nou, el nu există. Nunu nu este nici mare, nici mic, nici premeditat, nici accidental. Nunu disprețuiește verbul a fi. A fi conține germenul lui a muri, căci tot ce va trăi, va pieri în final. Nu, nu, nu este un ceas. Ceasul a devenit inutil, timpul a murit, spațiul este tot ce rămâne. Nu, nu, nu reprezintă o rațiune utilă și nici practică. Nu, nu, nu este predispus la bacilii ideologici. Imunitatea sa vine din abstinență. Nu, nu, nu poate fi tânăr sau bătrân. Nu, nu, nu este o voce a viitorului. El cunoaște faptul că timpul a murit. Astfel, nu, nu, nu are timp de manifestare. Nu, nu, rezidă în spațiu. Nu, nu, nu reclamă sinuciderea artei din trei motive. 1. Nu, nu, nu este artă. 2. Nimeni nu va lua serios axioma lui Nunu, conform căreia timpul a murit, deoarece moartea timpului nu este un eveniment observabil sau palpabil, la fel ca multe altele din univers. 3. Omul nu își poate percepe ființa în afară timpului. Nunu nu este o filozofie, deoarece nu contestă nicio valoare și nu apreciază nicio valoare în special. Nunu nu este o sinteză postmodernistă. Nunu nu este în istoria artei. Nu, nu, nu este o noțiune clară. Orice dicționar ar face erori încercând să instrumenteze termenul cu atributele ființării. Dicționarele sunt bibliile existenței și ale manifestărilor, însă nu, nu, nu există. Aparenta comoditatea premiselor lui Nunu nu este decât o iluzie pentru profani. Paradoxul inexistenței ca formă de ființare pretinde de la cel care intră în relație cu fenomenul o foarte largă capacitate de generalizare și acceptare a necunoscutului, cât și o profundă înțelegere a valorilor axiologice. Conceptul de paradox a fost și rămâne poate cel mai complex termen la nivelul simțului comun. Paradoxul Nunu trebuie perceput sub specie eternitas și a priori. Nu, nu trebuie perceput ca ființând și nu ca fiind. Nu, nu, nu îi salute pe toți cei care încă mai cred în alte valori în afara celor trei în care el însuși a decis să creadă. Libertate, iubire și poezie. Atenție! Urmează primul manifest Nunu. Nu, nu, nu există. Nu, nu, nu are autori. Nu, nu, nu vrea să spună nimic. Nu, nu, nu știe nimic. Nu, nu, nu crede că se întâmplă ceva deosebit. Nu, nu, nu crede în gramatică. Nu, nu, nu garantează că textul va fi curat și lipsit de erori. Nu, nu, nu este altceva decât hârtie de șters la cur după caca. Nu, nu, nu este Dada. Nu, nu, nu este decât apendicita neoperată a lui Dada. Dada a fost Nunu. Nu, nu, nu promite nici măcar încă un număr al revistei. Nu, nu, nu este budist. Nu, nu, nu este o sectă. Nu, nu, nu are de-a face cu politica. Nu, nu, nu-și exercită obligația la vot. Nu, nu, nu este o revistă de cultură. Nu, nu, nu este o revistă pentru oameni inteligenți. Nu, nu, nu este o revistă pentru artiști. Nu, nu, nu este o revistă pentru cei care lucrează în instituții credibile. Nu, nu, nu câștigă
pentru că el nici nu există. Nu are cum să aibă dreptate în vreo privință. Nu vrea să uitați chestia asta. Nu trăiește în timp. Nu scontează câștiguri bănești. Nu vrea să distrugă nicio cultură, pentru că aceasta nu mai există. Nu este un pamflet. Nu cultivă poezia de calitate. Nu tratează fotografia. Nu promovează niciun design. Nu certifică niciun stil literar. Nu cultivă textele critice. Nu vrea să fie literator. Nu este decât pentru el însuși. Nu respinge nimic. Nu știe dacă militează pentru pace sau nu. Nu se iubește. Nu pretinde să fie iubit. Nu caută înțelegerea sau acceptarea. Nu are pretenția că nu se repetă. Nu este un avertisment adresat societății de consum. Nu documentează. Nu arhivează. De ce fotografiați? De ce filmați? Nu acceptă nimic. Nu are memorie. Nu iartă. Nu face estetică. Nu vrea să descopere nimic. Nu se sprijină pe argumente logice. Nu este incapabil să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui. Nu teoretizează. Nu se asociază. Nu este autonom. Nu fuge de nimeni și de nimic. Nu așteaptă pe nimeni. Nu are nevoie de niciun ajutor. Nu dorește să genereze epigoni. Nu dezvoltă relații durabile cu imbecilii. Nu anticipează al treilea război mondial. Nu caută calea către niciun adevăr. Nu aprobă minciunile. Nu asaltează pe nimeni în afară de sine însuși. Nu revendică absolut nimic. Nu are motiv de manifestare. Nu dă doi bani pe ce credeți voi toți. Nu face decât să anunțe sfârșitul timpului și era post-apocaliptică. Nu, maică, stai liniște, că e mai multă lume aici.
Oare, la ce parohie slujești? Nu, nu sunt la parohie, nu sunt la parohie, sunt artist, sunt aici, facem ceva, niște momente. Dar dumneata ce... moment? Am auzit muzică populară și am avut impresia că e hora asta. Nu, nu, ți s-a... De ce mi-a lumea îmbrăcată muzică? Păi, nu, probabil ai greșit matale. Cred că era la cafeneaua din colț în partea cealaltă sau la restaurant, aici, pe stradă, nu? Mai băiatule, ce pălărie asta și ce e la tine, mă, băiatule? Mai că asta ești, era, ești muiere de porc și cercele vrechi, doamne! Valga, dar nu vrei să mă duci pe doamnă să te ia puțin? Dar nu vrei să mai mă, vreau să mă face! Ce scrie pare acolo? Și acum urmează următorul moment, Nunu! O să avem o dansatoare modernă, o dansatoare care va avea un moment artistic tipic, Nunu! Magenta Cloud! Aplauze, vă rog, aplauze! Să degajăm această zonă, vă rog! Nunu, vă dați la o parte! Nunu! Să mă vizitați ură la noapte, dar și în altă calitate.
depoi nu, nu. Dar știu că nu-ți convine. Dar noi, cu băda în arică, o să distrugem cea mai frumoasă idee de cultură pe care ați putut să o aveți. Opriți politica, mergeți pe stradă de nebuni, purtând cașmir. Mai bine, cheamă omul bun. Multe am de spus și mizerii de aruncat și de împrăștiat. Dă lumină, băda să o spargă. În cioburi vezi ideea noastră. Moartea voastră legați în lanțurile de hârtie ale societății, forță ca Nunu a venit să le taie. Nunu călătorește pe valul de nebunie. Voi fugiți pe baricade, dar noi tragem cu prostie în ele. Hai și tu, vei fi liber, te vei distra. Are ceva să te oprească? Câte vrei, atâtea idei tâmpite poți să ne spui. Ah, vreau o pauză. Castorul era albastru. Platon era în tocană. Era de ciuperci tocana. A scoat Socrate, era dictatorul. A crezut că e bună. Dar vedeam deja Mercurul în vene îmi alerga. Clipele dansau, zevrajul se instalase grav. Motanul sacrifica capre iară. Dar m-a adunat de pe pereți, tocana dictatorului m-a adunat. Și punga neagră a încarcerat tocana și filozofia. Dar eu am realizat că după multe beri și pipe, moartea plămânilor și organismului urma să vină. Toți urlau ca păcătoși în iad, îndurare! Burlanu Maro, mentor în vârstă, de aici în jurul nostru, fumul e invalid. Stagurile noastre flutură. Fix acum nu, nu mai auzit. Fix nu, nu mai privit. Prea rău te tâmpit. Dar asta este nu, nu. Aplauze, vă rog, pentru băiatul nostru! Și acum o să facem o stambă, o să trecem în camera cealaltă și o să trecem peste lansătoarea noastră, exact cum o să trec. Haideți, treceți peste! Hai și tu, mama, hai treci peste! Hai, nu știu, treci peste, mama, e bine, mama! Hai să treci, se întâmplă în camera cealaltă! Deșteaptă de române! Deșteaptă de române! Deșteaptă de române! Campioana de
vierul cât e cald, femeia cât e rece. S-a săturat și mărtura de tine! Change gonna come, a change.
Dacă și-ar pierde culorile, când s-ar cufunda în apă, ca o pasăre adevărată. Ar vrea să-i fie teamă, ca tutea să moară. Și da, ar vrea să facă tui mici, foarte urâți și foarte mici. Pasărea care nu e, așteaptă să nu mai fie un vis. Nimeni nu e mulțumit, nu? Nimeni nu e mulțumit. Niciodată. Nicăieri. Cum vreți, oare, ca lumea să meargă bine în condițiile astea? In a little tent, and just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, and I know a change gonna come. It's been too hard living, and I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up beyond the sea.
little tent, and just like that river I've been running ever since, it's been a long, a long time coming, but I know change gonna come, change, change, change. Damn.